În ultimii ani, colesterolul a fost demonizat pentru că se zice că este cea mai rea substanță care se găsește în corpul uman. Dar de fapt nu e chiar așa. Colesterolul este chiar necesar, esențial pentru bunăstarea corpului. Văzusem la știrile ProTV că consumăm în jur de câteva cărți de credit de plastic, ca și comparație, pe lună. Oamenii ne zic de 30 de ani că nu prea e ok să consumăm carne roșie decât de două ori pe săptămână. Cât de frecvent ar trebui să o consume? Cât de frecvent pot. Chiar și zilnic? Chiar și zilnic, da. În dieta modernă, inflamația este foarte mare pentru că noi avem o dietă bogată în omega-6. Doamne ajută la toată lumea, bine ați venit la Transilvania Healing Center, clinica de medicină integrativă deschisă și la Cluj și la București. Suntem aici cu domn doctor Arben, care o să ne vorbească foarte mult despre medicină integrativă, despre nutriție, despre foarte multe lucruri ce v-ar ajuta în stilul vostru de viață, în într-o zi normală, mergeți într-un concediu, la lucru, vă întoarceți înapoi acasă, ce să mâncați, ce să nu mâncați și din perspectiva lui ce înseamnă sănătatea și lipsa sănătății. Bine ați venit! Bine v-am găsit, Sorin! Doamne ajută! Haideți să începem cu începutul. Ce vă atrage ca doctor la conceptul Transilvania Healing Center? De ce ați ajuns la noi? Ce anume vă pasionează? Ce anume vă determină Să aveți activitatea aici la Transilvania Healing Center? Eu am venit la Transilvania Healing Center să mă angajez aici pentru că aici se face o abordare integrativă, completă a pacientului, adică pacientul se vede în totalitate și de fapt se caută cauzele bolilor. Asta în medicina alopată, din păcate, nu se face, cum să zic, nu se face cum ar trebui să se facă. Mai mult se tratează simptomatologic. Și aici căutăm cauza, de fapt, a bolii. Și care e cauza? Când crește inflamația în corp. Și de ce crește inflamația în corp? Că sunt mai multe motive, într-adevăr, dar alimentația joacă un rol foarte important. Și în ultimii ani, mai ales în ultimii ani, populația, oamenii noi în general, mâncăm foarte, foarte prost. Și de ce mâncăm foarte prost? Pentru că nu mai există mâncare de calitate. Referitor la simptome, că deseori zicem medicina e bazată pe simptomatologie, care are rolul ei. În momentul când avem niște reacții și ni se prescriu reacții dure, deja ne încurcă, nu mai putem trăi, nu mai putem respira bine. Ei, să zic, la prescripția doctorilor, niște antihistaminice, antiinflamatoare, ai o infecție foarte nasolă, iei antibiotice, știu eu, la dentist ai niște lucrări foarte complexe și posibile de infecție, mai iei niște antibiotice. Bine, paranteză, nu neapărat 7 zile din 7, acolo ții să fie și fiecare ce trebuie să facă o cercetare. Deci în timp ce e necesară în multe dintre intervențiile, credem noi, cred eu, prea târzii, are un rol mare medicina bazată pe simptome, dar ziceați, domn doctor, că medicina de identificare a cauzelor vă atrage. Deci, pentru cine nu cunoaște subiectul, care e diferența dintre simptomele menționate și cauzele pe care le-ați mai găsit și dumneavoastră la pacienți? Pe înțelesul tuturor, așa. Păi, de exemplu, când apar modificări pe piele, când apar, nu știu, roșați, alergii, de obicei, foarte rar e problema pe piele. Problema, de fapt, e în altă parte. E pe sistem digestiv, în majoritatea cazurilor. Crește inflamația și când mergi la dermatolog, îți dă niște creme, îți dă corticosteroizi, care nu e foarte ok pe termen lung. În faza acută e ok, adică tratezi simptomatologia, trebuie să tratezi pacientul, nu? Dar pe termen lung să faci asta, dai peste cap sistemul imun. Și nu e ok. Cred că cu toții știm că antibioticele pe termen lung nu sunt ok. Antihistaminice, antiinflamatoarele chimice, corticosteroizi sau alte. Cred că cu toții știm treaba asta. Totuși, România e primul loc pe consumul de antibiotice, deci poate că aici trebuie mai multă informație, mai multă educație. Cum puteți dezvolta subiectul ăsta ca oamenii să înțeleagă ce ați zis? Da, multe probleme sunt din exterior, dar de fapt ele au cauzele în interior. Acum, ce voiam să zic, atunci când ai ceva infecție cu bacterie, adică trebuie să iei antibiotic, n-am zis asta, dar nu să iei antibiotic pentru orice. O simplă inflamație și gata, antibiotic. De fapt, atunci când apar probleme pe piele, cauza este în intestin. Se irită intestinul și atunci apare inflamația pe piele. Oamenii de rând, printre care și eu. Da, și eu. Adică e greu acum să găsești mâncare de calitate. Uh-huh. Mâncarea este cu conservanți.
Acum există autorități care au grijă de dozele conservanților și se zice că nu așa de periculos, dar dacă tu iei conservanți de peste tot, și de la pâine, și de la orice cumperi, acum crește foarte mult inflamația în intestin și după aia sistemul imun e o hiperactivitate a sistemului imun. Și după aia apar foarte multe alergii și intoleranțe la alimente. Că aici vin pacienți, de exemplu, care au intoleranțe la 50-100 de alimente. Nu e posibil așa ceva. Nu e posibil, dar este o hiperactivitate a sistemului imun. Uh-huh. Și de asta și apar foarte multe, foarte multe boli. Inflamația e cauza bolilor. Și în dieta, asta voiam să zic, în dieta modernă, că inflamația este foarte mare pentru că noi avem o dietă bogată în omega-6. Este esențial pentru corp, pentru că nu se poate sintetiza în corp, uh-huh. dar ideea este că nu trebuie în cantitate mai mare decât omega-3. Pentru că omega-6 este proinflamatoriu, adică crește inflamația, iar omega-3 este scade inflamația. Și în dieta modernă este raportul 1:20 în favoarea omega-6. Și de unde vine? Vine din uleiurile vegetale, pe care noi le folosim peste tot. Înainte de a intra în uleiul rafinat, în uleiul vegetal, care este absolut peste tot, în toate produsele procesate, îl gătim, îl mâncăm prea mult. Ziceați de omega-3, raportul omega-3 cu omega-6. Ziceați de un raport. Înainte de a intra în raport, de unde ție omega-3, de unde ție omega-6? Să înțeleagă toată lumea... Da. Omega 6 se găsește în uleiurile vegetale și în nuci. Și omega 3 se găsește în nuci, dar mai mult se găsește în peștele gras, în macrou, de exemplu. Uh-huh. Și ideea este că dieta noastră modernă este foarte bogată în omega 6. De ce? Pentru că prăjim foarte mult, cartofi prăjiți, uh-huh. uleiurile vegetale se folosesc peste tot. Uh-huh. Și nu mâncăm așa multă carne grasă, adică pește gras. Nu mâncăm așa mult pește gras. Ziceați înainte să filmăm că ați avut un pacient trimis, mă rog, consiliat de un nutriționist care consuma prăjeală în mod regulat. Da, a venit o doamnă din București care a avut probleme cu tranzitul și cu constipația și a fost la un nutriționist care i-a zis că în continuare să prăjească șnițel de pui în ulei de rapiță. Adică se știe că uleiurile vegetale sunt foarte instabile la temperaturi înalte. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că ele produc oxidază, când se încălzesc oxidază și produc niște substanțe toxice, aldehide. Și astea ce fac în corp? Cresc inflamația. Când crește inflamația apar bolile. Cauzele bolilor sunt inflamațiile? Da, și când crește inflamația crește rezistența la insulină. Și când crește rezistența la insulină, după apar alte probleme, depunerea de grăsim. Aici voiam să ies, la demonizarea colesterolului. În ultimii ani, colesterolul a fost demonizat pentru că se zice că este cea mai rea substanță care se găsește în corpul uman. Dar de fapt nu e chiar așa. Colesterolul este chiar necesar, esențial pentru bunăstarea corpului. Pentru că este precursor la testosteron, la progesteron, la estrogen. Și este foarte important pentru imunitate, ajută și la vitamina D. Deci ziceți că colesterolul este necesar. Auzim asta de la un doctor când în ultimii 20 de ani, cred că cu toții, am auzit că, de fapt, colesterolul este rău. Nu că este necesar. Este rău. Punct. Trebuie să ne ferim de el. Trebuie să consumăm produse degresate, adică fără grăsimi, cu grăsimi reduse. La fel și aici, că nu degeaba domn doctor leagă subiectele, ne-a fost introdus, supermarketat, uleiul rafinat, că nu mai este gras, domne. Este rafinat. E ca și, să fac așa o analogie, iaurtul pasteurizat. Nu mai are enzime, nu mai are grăsime și cumva, în ultimii 20-30 de ani, noi am înțeles că este bine. Uitați că domn doctor ne zice, stați un pic cu colesterolul, este necesar. Și hai să le luăm pe rând. Este necesar pentru sintetizarea vitaminei D. În ce sens? La ce ne ajută vitamina D? Adică eu știu că foarte mulți pacienți au acest deficit vitaminic. Din pacienții noastre, ați văzut mulți pacienți care au acest deficit vitaminic D? Da, foarte mulți pacienți au deficit de vitamina D. Și unde ar fi problema? Îl ai și ce poți experimenta când ai problema asta de carență? Acum nu zic că vine doar din cauza lipsii de colesterol, dar vine și din cauza că oamenii nu stau la soare și asta. Uh-huh. Așa, dar colesterolul când, adică oamenii când stau la soare, în contact cu soarele se transformă colesterolul în vitamină D. Deci
Trebuie să fie în primul rând. Deci avem nevoie și de vitamina D și de colesterol. Da. Adică vitamina D, cum zicea domnul doctor, din lumină naturală, dar împreună cu mâncarea bogată în colesterol. Da, și ce voiam să zic, că s-a pus vina pe colesterol, că de fapt colesterolul îngrașă și produce probleme cardiovasculare. Dar ideea este că nivelul seric al colesterolului nu prea depinde de nivelul aportul caloric, ce mâncăm noi din mâncare. Putem să mâncăm foarte multe grăsimi și de fapt nu crește în sânge, nu crește nivelul seric al colesterolului, nu depinde de aportul caloric ce luăm din mâncare. Pentru că și atunci când pacienții care au probleme cardiovasculare iau statine, și atunci ficatul în continuare produce colesterol. Dar de ce? Ficatul face ceva greșit? Ficatul nu știe ce face? Adică pacientul primește statine în continuare, pentru că ghidurile spun că trebuie să fie colesterolul total sub 200. Dar ficatul încă produce colesterol. Oare de ce? Și de fapt se depune colesterolul pe vasele de sânge atunci când crește inflamația. Dacă nu e inflamația mare în corp, el nu se depune și nu se creează ateromele. Deci problemele cardiovasculare vin tot din cauza că inflamației. Și inflamația crește când crește nivelul de omega-6. Bine, nu doar de omega-6, dar omega-6, adică care provine din uleiurile vegetale, că m-am legat de acest subiect. Da, da, înțeleg. Sunt niște mulți indicatori corelați cu cauzele bolilor și cu cauzele care nu doar că determină apariția, dar și întrețin bolile. Da, și voiam să vorbesc și despre rezistența la insulină. Adică nu, de fapt, colesterolul îngrașă, nu el e cauza îngrășării. De fapt, zahărul procesat, pe care se găsește peste tot, dacă citim în spatele când cumpărăm ceva, la ingredienți acolo, zahăr adăugat. Nu e normal așa ceva. Da. Peste tot, zahăr adăugat și când tot mâncăm zahăr, adică zahărul procesat, crește rezistența la insulină. E, atunci când crește rezistența la insulină, corpul nu mai poate folosi glucoza. Crește și glicemia, adică oamenii fac și diabet, așa, dar crește și depunerea de grăsimi. Pentru că corpul începe să folosească grăsimile și corpul în continuare stocază grăsimi pentru că nu mai poate folosi glucoza, efectiv, pentru că a crescut rezistența la insulină. Și totul din cauza inflamației și a zahărului. Deci zahărul inflamează foarte tare și uleiurile vegetale. Uleiurile vegetale folosite în salate sunt mult mai ok și ulei de măsline trebuie folosit doar în salate, pentru că când este încălzit produce substanțe toxice, mult mai toxice decât uleiurile celelalte. Uleiul de măsline presat la rece. Da. Bun. Păi și atunci nu grăsimea cauzează grăsimea, asta ați zis? Da. Deci nu consumul grăsimii ne face grași, românește. Nu. Pentru că, nu știu, v-ați uitat la o poză din anii 1950? Când erau super fit toți, super la plajă fit. Și atunci oamenii oare nu mâncau grăsimi? Dar știți ce zic oamenii? Că, păi nu că toată ziua mânceau 16 ore pe agricultură, dar ei uită că au fost 20-30 de ani când omul s-a dus de la sat, în România vorbim concret, la oraș și a lucrat în fabrici și a lucrat mult și a lucrat ca arhitect, ca inginer, ca profesor, ca și în mediul urban și nu mai erau 16 ore pe zi pe teren muncă fizică, ci erau într-o măsură ca și noi și nu i-am văzut decât fit și pe plajă și la muncă și în fabrici. Rare ori când dădeai de un om supraponderant. Da, și oare de ce? Ce s-a schimbat în ultimii 50 de ani? Ce s-a schimbat? Oare nu s-a introdus zahărul peste tot? S-a introdus zahărul peste tot. Conservanții peste absolut tot. Peste tot. Zahăr se pune în pâine. Ce vorbim? De când pâinea? Mâncau ai noștri pâine pe vremuri cu zahăr? Nu, mâncau pâine. Acum noi zahăr cu pâine, ca să fie cât mai adictiv. Bun, dar pentru ce e necesară vitamina D? Că ziceați că aveți foarte mulți pacienți cu deficit în direcția asta. Păi vitamina D este necesară pentru bună funcționare a sistemului imun și pentru sistemul osos. Deci dacă nu avem vitamina D, putem să facem și probleme cu infecții, suntem predispuși la infecții și oasele sunt mai fragile. O problemă din ce în ce mai mare, vedem oameni care au probleme cu articulațiile, cu oasele, din ce în ce mai mulți, din ce în ce mai tineri, n-aș neglija subiectul ăsta vitaminei D. Ziceați din pești gras. Da, din peștele gras, da. Acolo peștele gras este o sursă de omega-3. Bun. Pentru alții pot să consume și suplimente de vitamina D,
sau ulei de pește fermentat, ăsta e preferatul meu, l-avem și pe farmacia, și în farmacia noastră naturală Natural Healing. Ziceați foarte, foarte important, dacă nu avem destul colesterol în corp, putem să avem dereglări hormonale. Da. Estrogen, testosteron. Steron. Dacă urim puțin de femei cu estrogen, cu perturbări în estrogen și de bărbați cu probleme de testosteron. Ce ar însemna aceste dereglări pentru un sex, pentru altul? Păi are, adică dacă se dă peste cap sistemul hormonal, după aia apar multe alte probleme. Adică și viața sexuală poate să fie afectată, la bărbați poate să apară disfuncția erectilă, pentru că dacă nu au destul testosteron, e normal să nu funcționeze cum trebuie. Dar și probleme de psihice, adică depresie, tulburări de dispoziție, pentru că hormonii se influențează între ei cu feedback-uri, feedback negativ, pozitiv, când crește unul, scade altul și așa pe rând. Eu am în anturajul meu mai mulți tineri de 25-30 de ani care au probleme foarte mari, psihice. Și am rugat să se ducă să-și facă analizele, au ieșit cu testosteronul câțiva sub limita minimă, câțiva au ieșit ok după anumiți experți, dar la limita minimă. Limita minimă, din punctul dumneavoastră de vedere, îi ok? Unii zic, domnule, uite, de la limita minimă la maximă, dacă te încadrezi acolo, ești ok. Păi nu e ok, adică la 20, la 20 și ceva de an, adică să ai testosteronul la limita inferioară. Nu e ok așa ceva. Și când ajungi la 50-60 de ani, ce faci? Da, pentru că tot scade testosteronul. Da, tot scade. Și ghidurile tot spun să reducem grăsimile, că sunt așa de periculoase, că îngrașă, că produc inflamație. Nu știu, străbunicii noștri oare cum au trăit? Ei, cu testosteron mult au trăit. Așa și fără zahăr. Fără zahăr. Și fără uleiuri vegetale, că uleiurile vegetale și zahărul se folosesc cam în ultimii 100 de ani. Înainte nu se foloseau. Și foarte interesant ce ziceți, pentru că dacă ne gândim cum erau bărbații la 30-40 de ani de pe vremea bunicilor, erau bărbați, vedeai pe ei o autoritate masculină. Vedeai pe ei o forță. Astăzi vedem tineri și credem, dăm totul vina pe cap, pe capul e stricat. Vedem tineri de 15 ani, 20 de ani, 25 de ani, care nu mai e siguri pe ei, nici de cum bărbați sau anxioși, cu atacuri de panică, și dumneavoastră ce ziceți-i? Că lipsește în dieta modernă, inclusiv pentru acești tineri, grăsimile, care ajută la convertirea la creșterea colesterolului și la creșterea testosteronului. 1. Și 2. Circulă foarte mult în mâncarea pe care o mâncăm ftalații. Și sunt niște substanțe care provin din plastic și perturbă sistemul hormonal. Și foarte multe cupluri nu mai pot să aibă copii. De ce? Sunt din cauza ftalaților. Da. Am avut aici în clinică, am avut pacienți care nu au mercur, dar pacienți fără ftalați n-am avut. Toți pacienții au ftalați, pentru că plasticul e peste tot. Da. Nu știu cum scăpăm de plastic. Păi în primul rând să nu mai aveți, rogu-vă, tocătoare de plastic. Când tăiați și se desprind cele microfragmente de plastic, le ingerăm de pe cel mai rău lucru. Da, da, apa e din plastic și catering-ul e din plastic și e un subiect amplu. Văzusem la știrile ProTV că consumăm în jur de câteva cărți de credit de plastic, ca și comparație, pe lună. Aberant. Pe lună. Da, e chiar aberant. Adică e greu să scap de plastic pentru că e ieftin și e peste tot. Nu știu cu ce înlocuim, dar măcar să nu bem să nu folosim tocători de plastic, măcar atât. Uh-huh. Și apă, să nu bem din sticle de plastic. Și am numai de sticlă, să știți. Acum că mă mai duc și mai deplasez, opresc la benzinărie și nu găsesc sticlă de sticlă, îmi iau plastic și asta e. Dar în general încerc să fiu foarte de la subiectul ăsta. Și ce ar însemna dereglări hormonale la femei de la lipsa grăsimilor, de la un colesterol consumat prea puțin? Ar însemna cicluri neregulate. Vedem foarte des treaba asta. Când și schimbarea metabolismului, femei care se îngrașă și nu știu de la ce. Și asta vedem des, da? Lipsa libidoului. Și toate chestiile astea duc la alte probleme după aia. Cunoaște tot așa în anturaj o grămadă de mame care au născut și felicitări lor, Doamne ajută-le, și au intrat într-o depresie postnatală. Eu, văzând ce consumă mamele și înainte de sarcină, și în timpul sarcinii și după, foarte multe produse procesate. Care ce au la bază? Zahăr, făină ultra-rafinată și ulei rafinat. Despre care toate trei lucruri zicea domn doctor
în special zahărul și uleiul rafinat, cât de rar, feriți-vă, ele își bazează nutriția, să zic așa, și înainte să nască și după ce nasc pe așa ceva. Cum am luat în considerare că corpul mai prea are de unde să-și ia nutrienți? Credeți că odată ce mama naște, însărcinată și naște, are mai mari dereglări hormonale, dacă se lipsește de grăsimi, cumva mai necesare în cazul lor? Sau ce mesaj aveți pentru segmentul ăsta de mame însărcinate care nasc? Păi mamele însărcinate care nasc, cum trec prin naștere, adică e o perioadă grea pentru ele și corpul are lipsă de oligominerale după ce naște copilul și nutrienți. Și trebuie să mănânce nutrienți adevărat. De unde? Din carne. Carne de vită. Nu să evite grăsimile și să mănânce zahăr și nu știu ce. E nevoie de carne, că să-și refacă dezechilibrele. Și de suplimente, dacă e nevoie, trebuie să-și ia oligominerale. Zic oamenii, ne zic de 30 de ani, că nu prea e ok să consumăm carne roșie decât de două ori pe săptămână. Da. Referitor la frecvența consumului de carne roșie, să începem cu segmentul de mame care urmează să nască sau au născut, cât de frecvent ar trebui să o consume pe această carne roșie? Cât de frecvent pot. Pentru că e foarte importantă. Chiar și zilnic? Chiar și zilnic, da. Adică și eu mănânc foarte multă carne. Și nu de fapt carnea produce inflamația în colon. Acum, în zilele noastre, vedem foarte multe cazuri de cancer de colon. Da. Și specialiștii spun că... Bine, aici sunt și păreri împărțite. Unii spun că e din cauza consumului de carne roșie. Care tot scade, apropo. Dacă ne uităm pe statistică, vedem că consumul de carne roșie tot scade. Cum să tot vină pe creșterea cancerului, în special la tineri, când vine vorba de colon? Ca adică paranteză. Carnea roșie ne aduce nutrienți pe care avem mare nevoie în corp. Iar uleiurile vegetale și zahărul și fibrele foarte multe, ce fac? Produc inflamație în intestin. Și oare nu din cauza asta crește inflamația acolo și apar tot felul de boli și de intoleranțe și de cancere? Și nu, adică carne roșie oamenii au mâncat cu sute de ani înainte, sute de mii de ani înainte. Bun, păi bombă după bombă, adică fibrele, ați zis că pot cauza inflamație. Sigur. Foarte mulți specialiști recomandă o dietă bazată în mare parte pe consumul de fibre. Da, adică fibrele ce îți aduc? Adică nu aduc nutrienți, nu se digeră. Acum gândiți-vă logic, dacă aveți ceva în corpul dumneavoastră, aveți în intestin, o chestie care nu se poate digera, stă acolo. Oare n-ar produce inflamație? Fermentează, putrezește. Da, putrezește și nu dezechilibrează flora intestinală. Și dacă se dezechilibrează flora, nu apar tot felul de probleme după aia. Adică chestiile sunt foarte logice și simple. Dar dacă stai să gândești. Puține fibre, da, avem nevoie de puține fibre pentru formarea bolului fecal. Dar deja când tu ai probleme cu tranzitul și ai probleme cu constipația, nu e bine să mănânci fibre, pentru că constipă și mai tare. Trebuie să ajut digestia, să digeri mai bine, să iei enzime digestive dacă e nevoie și să mănânci carne, să nu mănânci conservant, să nu mănânci zahăr, să nu mănânci uleiuri vegetale, pentru că toate astea inflamează. Și trebuie să refaci microbiomul, foarte important. Dacă nu refaci microbiomul, degeaba faci alte tratamente. Foarte mult se recomandă fructe, legume, cereale. 12 luni din 12 luni, așa e trendul de câțiva ani buni, așa e și baza piramidei alimentare de la americani și nu știu, e atât de nefiresc, adică noi avem fructele și legumele pentru 3, 4, 5 luni și ele selective, unele apar, unele dispar. Ce părere aveți de consumul de fructe și legume 12 luni din 12 luni? Cât de des putem? Că așa zice, ele sănătoase, punct. Deci, și atunci când apare boala, înseamnă că în corp există un dezechilibru. Uh-huh. Și noi oamenii, când a creat Dumnezeu, ne-a făcut să trăim cu natura în echilibru. Uh-huh. Deci să mâncăm fructe numai atunci când e sezonul lor. Și noi vrem totul în exces. Totul în exces și fără consecințe. Asta nu e ok. Mergi în ianuarie, în februarie, în supermarket, cumperi o roșie, nu are gust de roșie. Da. Adică poți să lași roșia aia în frigider o lună acolo, să nu se strică. Și după aia noi luăm roșia respectivă, o mâncăm și vrem să nu ni se facă rău. Și e sănătoasă? Că așa zic toți. Păi legume, nu e sănătoasă, fructe. Normal că nu e sănătoasă. O chestie care stă acolo două luni, trei luni, nu se strică și după aia tu o iei, o bagi în corp și ce sănătoasă e asta? Nu e sănătos. E anormal. Ce animal face asta?
Nu face niciun animal treaba asta, e just. Totuși, fructe și legume sunt din ce în ce mai pline de scandaluri de pesticide. Noi am văzut în vara asta foarte mulți pacienți intoxicați de pesticide. Despre subiectul ăsta, din experiența de noastră, ce ne puteți spune? Să avem grijă, să consumăm cu grijă și când le e sezonul, avem foarte multe pesticide. Sau cum vedeți subiectul ăsta? Deci, nu zic că nu trebuie să mâncăm fructe și legume, sunt și ele necesare, dar să mâncăm fructe și legume de sezon, atunci când apar, și să avem grijă de unde le luăm. Pentru că tu degeaba mănânci, nu știu, piersici și le iei din supermarket, sunt tratate cu toate pesticidele, pentru că totul se absorbă, totul se absorbă. Dacă pesticidul e rău pentru insecte, e rău și pentru celula umană. Acum, nu te omoară, dar produce inflamație. Te otrăvește încet. A, uite, încă un factor care contribuie la cauza bolii, la inflamație. Că asta tot insistați să iasă mesajul cât mai clar pentru toată lumea să înțeleagă. Foarte rar se vorbește astăzi despre pesticide de pe fructe și legume. Deci mie asta nu-mi place. Nutriția asta superficială. Mâncă și prăjește în ulei rafinat. În ulei de rapiță. Cât se poate de posibil cancerigen. Mâncă fructe și legume 12 luni în 12 luni. Mâncă fructe și legume fără să vorbești despre nivelul de pesticide. Vedem la știrile locale din România. Frate, nu există săptămână să nu treacă mega scandal pe pesticide, abuz de pesticide. Ce părere aveți apropo de nutriția asta super superficială când vine vorba de consumul de conserve. Foarte mulți nutriționiști recomandă consumul de conserve. N-au nicio problemă, zic ei, cu asta. E bun, mă, ton, ia, ce-i? Cum să fie bun? Adică conservele cum să fie bune? Pentru că tu iei, unu, iei conservanți, doi, iei aluminiu din conserve. Corect. Și trei, dacă mănânci ton, iei și mercur. Pentru că tonul este, de fapt, un pește mare. Și el se hrănește cu peștișori mai mici. Peștișorii ăștia mai mici pot aduna în ei metilmercurul. Metilmercurul cum se formează? Atunci când apele sunt contaminate cu mercur. Uh-huh. Și așa ajunge mercurul în noi. Deci dacă mântăm ton din conserve, luăm în noi ajunge mercur, aluminiu și conservanți. Full option. Deci cea mai sănătoasă opțiune. Aluminiu de unde vine? Aluminiu din conserve. Conserva e făcută din aluminiu. Când deschidem vaporii aia, fragmentele alea, rezidurile alea, când deschidem, se impregnează în pește? Aluminiu, asta ziceți? Nu, păi cum stă peștele acolo, în cât timp stă pe raft, adică se contaminează cu aluminiu. Din suportul. Din suport. Și aluminiu mai provine și din foile de aluminiu, vasele de aluminiu pe care le folosim în bucătărie, de care trebuie să scăpăm. Păi foarte mulți consumăm și împachetăm și în staniol. Staniol e bun? Nu e bun, pentru că și de acolo poate să vină aluminiu. Și ați văzut mulți pacienți contaminați cu aluminiu? Păi majoritatea pacienților au încărcare de aluminiu și de mercur. Și de mercur. Și de nitrați. Și nitrați tot din mâncare. Uh-huh. Nitrit de sodiu, nitrit de potasiu, se folosesc peste tot ca și conservanți. Ziceați de oxidare. Pentru cei care nu știu, oxidarea e când muști un măr, îl lași acolo 2-3 zile. Vorbim de măr natural, nu de la care nu se strică, că astăzi trebuie să specificăm lucrurile astea. Și se mai face mai maro, se închide la culoare, se oxidează. Cam același lucru se întâmplă, să zicem așa, și cu noi când încep procese de oxidare în interiorul corpului. Putem să zicem așa, cu mărul care se uscă, se inflamația, face... ce se întâmplă cu corpul uman. Păi atunci când, adică foarte mulți, se vorbește astăzi peste tot despre antioxidanți. Uh-huh. De fapt, ce sunt antioxidanți? Sunt niște molecule care leagă radicalii liberi de oxigen. Radicalii ăștia, adică niște molecule care au și oxigen acolo, sunt oxidate de fapt. Și pot să producă foarte mari probleme în corpul uman pentru că se leagă peste tot cu celulele umane și cresc inflamați și le perturbă funcția. Și antioxidanții se leagă cu radicalii liberi și reduc stresul oxidativ. Peste tot se vorbește despre stres oxidativ. Și un antioxidant foarte bun este tot omega-3. Adică omega-3 este antiinflamator sistemic, dar și antioxidant. Perfect. Da, eu așa le zic pacienților, dacă este să ia numai un singur supliment, trebuie să ia omega-3. Bine, și magneziu, trebuie și magneziu. Dar omega-3, pentru că omul modern are nevoie mare pentru omega-3. Uh-huh.
Și, dar și de magneziu, pentru că când se fac analize uzuale, magneziu iese de obicei în regulă, pentru că se măsoară magneziu seric. Dar și magneziu seric iese în cantitate de 1% și 99% este în interiorul celulei. Și celula suferă. De fapt, oamenii au lipsă de magneziu. Și când iei suplimente de magneziu, bisglicinatul se absorbe cel mai bine, dar totuși nu se absorbe în 100%. Și dacă ai și deja probleme inflamatorii cu sistemul digestiv, nu se absorb. Asta le mai zic pacienților. Dacă au deja inflamație pe stomac, pe sistemul digestiv, degeaba iau suplimente, că nu se absorbă în momentul ăla. Prima dată trebuie să-și refacă stomacul, să-și refacă digestia și să-și refacă tranzitul. Numai după aia să-și ia magneziu și altele. Numai după aia se absorb. Și dacă iei mai multe suplimente, 10 în același timp, și tu deja ai probleme cu stomacul, îți faci mai mult rău. Foarte interesant. Și de unde provin suplimentele, e foarte important. Tu degeaba iei magneziu bisglicinat dacă ca și conservant are dioxid de titan. Pardon. Uh-huh. Că dioxidul de titan e deja dovedit că este cancerigen. Deci, mare atenție aici. Deci vedem că nici suplimentele nu-i regulă absolută, ia-le oricând, oricum. Vedem și fructele și legumele trebuie respectate ca sezon, ca integritate. Pentru stresul oxidativ. Câți oameni, dacă ați fi să dați un procentaj din pacientura dumneavoastră aici, au nivelul de stres oxidativ periculos de mare? 95%? Da. Cam așa, foarte mulți. Aproape toți. Aproape toți au nivele foarte mari de stres oxidativ. De unde vine asta? De unde vin radicalii liberi de oxigen? Oare nu de la ulei? Ulei, zahăr. Zahăr, conservanți, tot ce inflamează. Conservanți, nitriți. Toate astea declanșează procese de îmbătrânire prematură, dacă nu vă place cuvântul oxidare, de inflamații, de multe inflamații cronice. Și ajungem cu ce a început domn doctor să zică. Toate aceste cauze ale bolilor sunt de fapt în interior. Da, în exterior apar pete, apar probleme, apar simptome de dureri, de cap, de unul te trimite la dermatolog, altul la neurolog, altul la psihiatru, dar de fapt toate problemele încep sau majoritatea problemelor încep din sistemul digestiv, sistemul intestinal. Vreau să adaug ceva. Persoanele care au probleme cu diabetul și consumă sucuri cu zero zahăr. Da, aspartam. Acolo. Da. Deci acolo scrie zero zahăr și nu e o minciună. De fapt, nu are zahăr, nu are zaharoză, dar are alți îndulcitori. Aspartam, ciclamat, adică care sunt la fel de periculos sau poate și mai periculos decât zahărul. Atent. În ce sens? De ce sunt periculoși? Pentru că nu conțin zahăr. De ce sunt periculoși? Crește tot rezistența la insulină. Tot rău face. Deci nu crește neapărat în mod direct glicemia, zahărul în sânge, că s-au făcut multe studii, că uite ce bun e că nu crește zahărul în sânge. Dar, de fapt, crește rezistența la insulină. Crește rezistența la insulină. Da. Care e un indicator foarte ignorat de foarte mulți oameni și de specialitate și de pacienți, dar noi vă vorbim vouă să vă informați foarte bine. Rezistența la insulină. Să vă faceți analizele de sânge. HOMA se numește 60 de lei, cred că costă, în fine. Ziceați de magneziu că dacă ne facem analizele standard, da, nu se vede deficitul de magneziu. Pentru există? Că se măsoară magneziu din sânge. Uleiurile rafinate, toate sunt nocive sau cum le vedeți? Deci, uleiurile rafinate sunt nocive, toate în afară de uleiul de măsline, dacă e pus doar în salate, și ulei de cocos. Și el e bun de gătit, e bun la prăjit pentru că este rezistent la temperaturi înalte. Dar astea nu sunt rafinate, astea sunt presate la rece, presate cocosul la rece. Cu măsline. Da, da. Uleiurile vegetale sunt foarte nocive, am și zis mai devreme, pentru că oxidează și produc aldehide, substanțe toxice pentru corp. Și uleiul de floarea soarelui este folosit peste tot în casa românilor. Și dacă e să faceți ceva pentru sănătatea voastră, mai bine scoateți uleiul de floarea soarelui din dietă și zahărul. Și eu sunt de părerea astea două substanțe. Atâta de des folosite pentru numele Dumnezeu și căutăm sănătate. Dacă vrem să căutăm sănătate, astea două n-au ce căuta. Deci uleiul de floarea soarelui. Zahărul scos. Și când mâncăm și să nu mâncăm la restaurant. Adică restaurantele de obicei gătesc cu ulei de palmier. De ce? Pentru că este cel mai ieftin. Și e deja dovedit că uleiul de palmier este cancerigen. Da. E dovedit. Și acum cei care se uită la noi, lasă-mă rene, fără ton. Da, dar mănânci foarte rar la restaurant. Ce rar, că noi astăzi mâncăm de 3-4 ori pe săptămână la restaurant și poate și mai mult. Restaurant nu, conserve nu. Practic tot ce e mâncare foarte prostă,
și fără gust, nu mai am voie să mănânc, așa o să zică câțiva, dar nu-i vorba, puteți mânca, doar că nu vă aduce nicio sănătate și în timp chiar putem spune că ne otrăvește încet, adică, pe, cum a zis și domnul doctor, efectul ăsta compus, se tot adună, se tot cumulează și ulterior, pac, probleme. Ziceați de importanța colesterolului, importanța vitaminei D. Ziceați că nu așa de multe fibre, în special dacă ai intestinul afectat. Ce să consume omul care se uită? Aici depinde foarte mult de pacient. Dacă vin aici la Transilvania Healing Center, noi putem să identificăm la ce alimente are pacientul respectiv intoleranță. Și facem dietă de excludere. Și putem, de exemplu, carnea de porc e foarte sănătoasă, dar dacă tu ai intoleranță la carne de porc, înseamnă că nu trebuie să mănânci carne de porc până îți revii. Că mă întreabă pacienții toată viața, nu trebuie să mănânc. Nu! Faci dietă de excludere 2 luni, sau până îți revii. Și după aia, când îți revii, dacă ai, de exemplu, intoleranță la carne de porc și, nu știu, la piersic, zici acum, la piersic zic acum, scoți asta două și când introduci numai una și vezi cum te simți în continuare. Dacă tu te simți bine după aia de la carne de porc, înseamnă că nu mai ai intoleranță. Pot să mănânci în continuare. Deci nu trebuie evitate asta toată viața. Ce mesaj ați avea pentru oamenii care se uită? Au fost la mai multe cabinete medicale și au făcut analize, au luat antibiotice, au urmat indicațiile doctorilor și totuși nu s-au simțit mai bine. Sau s-au simțit mai bine pe termen scurt și au reapărut probleme. Pentru acest segment, poate chiar deznădăjduit, mai disperat poate chiar, da. Ce mesaj ați avea? Să fii sănătos în zilele noastre este greu, da. Pentru că majoritatea bolilor apar din cauza mâncării proaste, de calitate foarte proaste pe care o consumăm, dar nu este imposibil. Noi să facem ce depinde de noi, să evităm uleiurile vegetale, să le scoatem de tot. Nu mai prăjim în uleiuri vegetale. În ce putem să prăjim? Putem să prăjim în unt, în untură, în untul ghee, care se folosește de sute de ani în India și e deja dovedit că se știe că este rezistent la temperaturi înalte. Fără zahăr procesat și fără fructe din comerț, adică să mâncăm fructe doar de sezon. Și când mâncăm carne, de unde provine carne? Asta e foarte important. De unde luăm materia primă? Pentru că, da, gătim în casă, gătim carne de porc în casă. Dar de unde vine? Dacă tu îți iei din magazin și a stat acolo carnea 2 luni, 3 luni, nu știu, în mod normal ar trebui să se strice, nu? Sunt foarte mulți săteni care încă mai cresc porci cinstiți. Luați-vă din hipermarket ce vreți, dar porcul, mergeți la săteni și... Deci carne, se consumă carne? Să recomandați să consume carne omul? Omul îi da, îi recomand să consume multă carne, dar trebuie sursa de unde provine, e foarte importantă. Deci dacă are conservanți, cam degeaba, că iei nutrienți, dar iei și conservanți. Primești binele, dar impresia și rău. Și rău și inflamația aia tot de care încercăm să scăpăm. Ouă? Sunt bune? Ouăle sunt foarte bune. Este multivitamină creată de Dumnezeu pentru oameni. Știu că și aici și oul s-a demonizat pentru că tot din cauza colesterolului, că ce rău e colesterolul și ce rău sunt ouăle. Dar oamenii înainte asta mâncau. Mâncau carne și ouă. Și mâncați ouă în continuare. Dar și aici sursa de unde provine, că e foarte important. Și n-aveau atâta cancer oamenii, n-aveau probleme digestive, rar, unul din 1000 poate aveau ceva tulburări digestive. Acum e o chestie la noi culturală. Da, nu zic acum că doar alimentația contează la boală, contează și stilul de viață și poluarea, care acum a crescut oricum, și genetica, nu zic, dar mâncarea joacă un rol foarte important și nu se pune accent cât trebuie pe ea. Perfect. Un ultim mesaj pentru oamenii care se uită, care caută doctori, care caută niște soluții să iasă din oboseală cronică, din multe boli cronice, ce i-ați îndemna? Ca și ultimă recomandare pentru oameni, l-aș zice să evite zahărul, să evite uleiurile vegetale, să mănânce grăsimi sănătoase, carne de vită, carne de porc, pește gras, macrou, de acolo omega-3, și dacă au probleme cu sistemul digestiv și dacă au multiple intoleranțe și n-au găsit nicio cură la nicio altă clinică, la niciun alt medic, să vină la Transilvania Healing Center, pentru că aici putem identifica la ce anume corpul pacientului respectiv are intoleranță. Dacă are intoleranță și la carnea de porc chiar, putem să identificăm asta.
Și facem dietă de excludere. Pe toate problemele pe care le are pacientul respectiv, facem dietă de excludere. Asta ce înseamnă? Că pacientul nu trebuie să mănânce 5 alimente, 10 alimente o lună. Două ar fi cel mai bine, că așa intestinul se reface și se pierde sensibilitatea. Pentru că atunci când apare inflamație în intestin, este o hiperactivitate a sistemului imun. După aia, sistemul imun câștigă intoleranță și la carnea de porc, care în mod normal e bună, e sănătoasă, e nutritivă. Aici, la Transilvania Healing Center, în afară de diagnosticarea intoleranțelor, ce mai facem? Aici găsim pe ce organ este inflamație. Găsim dacă este inflamație pe stomac, dacă este pe intestin, pentru că avem o tehnologie care se bazează pe principiul că orice corp vibrează, orice corp, chiar și orice organ are frecvența lui. Și orice organ funcționează la nivel optim, la o anumită frecvență. Atunci când există un proces inflamator la stomac, de exemplu, se schimbă frecvența. Noi avem aparatură care poate diagnostica, care poate capta aceste frecvențe modificate și după aia punem terapia tot prin frecvențe. Și în ce constă terapia? Terapia constă în creșterea nivelului energetic al organului respectiv. Dacă știm, de exemplu, că stomacul funcționează foarte bine la nivel optim, la 200.000 de herți, noi refacem frecvența stomacului. Așa se desfășoară și procesul natural de vindecare. Asta facem la Transilvania Healing Center împreună cu dieta de excludere. Toate astea scad inflamația în corp și pacientul își revine. Și se pierd intoleranțele și pacientul poate să continue viața în continuare. Domn doctor, mulțumim foarte mult pentru timpul acordat și că ne-ați împărtășit din experiență și din cunoștințe ce să fac omul, unde găsește și soluția, dar și cum să-și îmbunătățească stilul de viață zi de zi. Doamne ajută la toată lumea, până pe episodul următor ne vedem. Nu uitați să ne dați un like, contează foarte mult, să apărăm la cât mai multă lume, să ajutăm cât mai multă lume, să împărtășim informațiile și experiența de la Transilvania Healing Center. Dați și un share, bineînțeles, dacă doriți, să afle lumea cât de mult și ne vedem la episodul următor.